Furnizorul de apă potabilă și prestatorul serviciului de canalizare al județului Caraș-Severin, compania Aqua Caraș, scoate la concurs peste 20 de locuri de muncă. Locurile de muncă vacante la Aqua Caraș sunt disponibile la Reșița, Bocșa, Oravița, Caransebeș, Băile Herculane și Oțelul Roșu. Compania de apă și canalizare Aqua Caraș scoate la concurs următoarele posturi contractuale de execuție. 3 posturi de electrician electromecanic, unul la Oravița, unul la Reșița și unul la Oțelul Roșu. Un post de instalator la serviciul de rețele de canal din Caransebeș. Un post de deservent vidanje la serviciul automecanizare din Reșița. 5 posturi de șofer la serviciul automecanizare din Reșița, Bocșa, Oravița și Caransebeș. 2 posturi de inginer responsabil contract la unitatea de implementare proiecte din Reșița. 4 posturi de lăcătuș la compartimentul mentenanță mecanico-energetic din Reșița. 3 posturi de electrician la compartimentul mentenanță mecanico-energetic din Reșița. 1 post de instalator la serviciul rețele de canal din Reșița. 1 post de operator introducere, validare și prelucrare date la compartimentul SCADA, GIS, dispecerat IT. 1 post de cititor contoare la compartimentul de citire, telecitire, contoare din Bocșa. Și 2 posturi de operator tratare apă tehnologică la serviciul de tratare apei și stații de pompare disponibile atât la Reșița cât și la Băile Herculane. Toate persoanele interesate de locurile vacante pot depune documentele necesare la sediul societății la Biroul de Resurse Umane până pe data de 20 martie între orele 8:15, iar în ultima zi de înscriere pe data de 21 martie de la ora 8 până la ora 13. Concursul va avea loc în data de 22 martie de la ora 10. Pentru detalii suplimentare referitoare la concurs, cei interesați pot contacta Biroul de Resurse Umane din cadrul societății Aqua Caraș la numărul de telefon pus la dispoziție 0730 909 254.